Ia-mă, zi-ți, facule, ia! Că parale nu-ți deja. Am vreo 2 dolărași și-a să cumpăr o ochelaș. Ana, Academie, mâine ce-a mâncat? Ia că dau pe TVR 2. Dă să vedem o știre. Bună seara! Mă numesc Vasile Poțunaș cu brânză de oaie și vă prezint știrile. Prima știre este ingeniozitatea moldovanului. Moldovan a devenit foarte vestit în toată Europa. El a făcut un aparat care transformă și face lucrurile la țigări, sau cum le spunem noi, filtrele la țigări în lucruri ceva mai importante. El bagă filtrele de țigări acolo și de acolo scoate vata aceea. Și de trânsa e faci netransfer pentru soldații din armată. Are numai o problemă. Nu știi ce să facă cu mirosul. Că pentru lui miroasă nicotină. Bună seara, eu mă numesc Ștefan Fica și vă rog următoarele știri. Un moldovan a descoperit în Moldova că este tare, tare numit. Vreau să zic că știi că păsările astea ruzoi flamingo, ca în când cea ruzoi flamingo. Avea ca păsările și ele, care în toată lumea aproape pe dispar, s-au găsit în mana când s-au sat în casa lui pe malul Iasului. El a făcut o fermă de ruzoi flamingo, deși păsările astea prin ce mai bine broaște, dar broaștele astea le plumbi duș curile în Franța la export. Malades, păsa. Statele din Franța, ei acolo au o sărbătoare așa mai specială, dar nu ca la noi. La 1 mai ei nu sărbătoresc atâta lumea ziua Muștitorului, dar ziua, cum credeți voi, ziua Miercurului. În ziua asta ei se grămădesc la Paris și îi dau bătaie. Mănâncă ghele cât broșesc unde mergi și pe vreo 200 toane de gen. He, nu-i prea frumos de partea lor. Dar cam la noi, moldovenii, festinează pe mergi. Și când bem, apubiem, vreo 200 toane de gen pe ceas, dar nu pe zic. Dar pe de altă parte, eu zic să facem o sărbătoare pentru mămăligă. Mămăligă mare, de vreo 30 de metri, și găsim și lăutare, și cineva și brânza, cineva și peștele prăjit, dar cineva și oroiul. Lasă să-i meargă numai la și care și moșdeiul. Ai dat mai pe asta. Grea Platacioc. În rândul 24 de pe locurile 14, lumea face și greu, care vine un second hand. Și-a zis că locurile pot 5 lei, dar cu 5 lei nu știu să faci. Am oia business, îi cumpăr familie. Cainul cu 3 lei, dar le vând cu 5 lei. La 2 lei ajungi cu drum la lucru. Dar cu drumul spre casă, ca minimul 7 lei. Dar dacă te gândești mai bine, un baton costă 2,80 lei. De real trebuie 10 lei. Nu avem dreptul jurnaliști să știm cu voi. Dar treaba mea asta e la mine suflet. Ghinimona vânătoare. Un vânător care s-a pornit în căutarea păsării de aur, chiar în primii metri intrați în pădure, a călcat un urs pe coadă. Și a cerut scuze, dar ursul lui nu i-a trecut superarea. Vânătorul a crezut că totul a rămas așa, dar n-a fost să fie. În câteva minute, ursul și-a chemat prietenii, l-au prins pe vânător și l-au pus să meargă în patrulare în jur pădure. Un cinere de plasânțe cu mărța cu viteza de 200 km pe oră a lovit în soapsa. Brusc a devenit fericit crezând că averea e deja a lui. Din nefericire, soapra a rămas în viață. După eșecul 3, cinerul a căzut în comă și caii au sărit câteva fracturi. Această întâmplare a confirmat spusă. Tare soacră, are nouă vieți ca mâța. Bună seara, mă numesc Curunț Vărvara și vă prezint sport. În Spania a fost descoperit un nou tip de sport. Dacă până acum oamenii încălecau cai pentru distanțe mici de 100 metri, acum cai încalecă oamenii. Este o încercare grea, dar oamenii speră să-ți fac față. Vor să demonstreze și ei în lume că dacă putere este, minge nu-i mai trebuie. Meteo. Astăzi vom avea parte de ploi torențiale, însoțite de vânturi puternice, fiindcă, conform datelor oferite de moderator, aseară tot nordul Moldovei a consumat fasole. La amiază se așteaptă temperaturi înalte. Miercuri termometrul se va ridica până se vor topi caloși și vor mirosi rădinar. Cursul tar. Un dolar se echivalează cu o jumătate țeapă de ouă. Un euro, 4 apelsini, 10 ruble și greu. Un pachet de vodka Carlo Roșu. 10.000 de lei românești, 2 batoane. E destul la Chiutan. Știi, ia să mai schimbăm canalul. Vezi, pe iepuri nu mai faci parare. Poți și ea să-ți dea valoare. Ia ca, urlă de amul unul. Mă duc eu să duc și-a unul. Rămâi cu tine. Oa, am rămas eu singurie. Avere noi, papai bătrâne. Și schimbăm canalul și urmărim moralul.
Prea un film ca să privesc, ca puțin să mă liniștiesc. Ia el așa. El e capul. Nu-și nimeni. Mâine sus. Nu-și nimeni. Mâine sus. Nu vezi, domnule, că-ți ciunt numai pe stânga o. Nu mă interesează. Ridic-o pe asta de două ori. Seara! Mâine sus! Mâine sus că te împuși! Ia stai, băi, Iacobă! Cine ești tu? Fantoma lui bunicu? Mâine sus că nebunesc! Mâine sus! Băi, africanule, băi, minerule, șterge-te pe față ca negri, ia-ți-o. Asta e prostie de mâine sus că ne împuși. Mă, prăpădești bronțul de pomană. Cum adică mă să prăpădească bronțul de pomană? Adică n-are ce să-mi zboare și mie, bă, să-mi zboare un picior, o mână, care-i problema? Mâine sus, lasă prostie, care dintre voi e pilot? Eu sunt pilot. Du-mă la Beirut imediat. Băi, ce papagal ești! Ai pus botul că eu sunt pilotul! Băi, eu nu știu să merg cu liftul care are 9 butoane, dar nu te pun cu avionul ăsta botul care are 50.000 de butoane. El e pilotul, băi! Du-mă la Beirut imediat! Mintea, domnule, nu sunt eu pilot. Dar ce ești? Eu sunt profesor de matematică. Sigur? Da! Controlează! Da, e profesor! Nu așa, treabă ceva de matematică și vezi dacă știe. Băi, cât face radical din rădăcină pătrată? Sinus de X plus cosinus pătrat plus 2 derivat. Și e profesor? Da, profesor e, dar nu de matematică, ci de din străini. Mă, tu mă enervezi, mă, stai că zbor creierii. Băi, cu ce crezi că creierii locuiesc în gură? Băi, eu ne caut în cap și nu-i găsesc, dar tot să-i găsiști în gură? Băi, ce curăț mai ești? Nu știu nimic, că nu mă duc să vorbesc pilotul. Am încercat să zbor odată în avion și atunci trebuie să mor. Băi, voi și tu ca mine, nu te urca în avion și o să mor. Cum, domnule, ești în avion, ce nu vezi? Da? Cobor imediat. Nu se cobor, domnule, suntem la latitudinea de 10.000 de metri. Și ce vrei să zici cu asta? Băi, suntem la înălțime de 10 km. Ei, nu-i nimic, trebuie să-i sun soție, să-i spun că ajung mai târziu acasă. Dos. Urcă în jos, coboară în sus, să vă spun o noutate. Iată o mic publicitate. Ești student? Ești tânăr și neliniștit? Reieși la cămin? Ți-e foame? Torba cu jumierici? Vara cu jumierici, torba cu păsmage, mereu cu tine. Aveți copii, v-au invadat fetele, sunteți dezamăgit, noi vă arătăm nouă formulă de Dero, 2 în 1, cu cenușă și ulei. Scoate 99% din piele. Iată rezultatul. Încă spălați cu alt detergent, atunci venim la voi. Ne prezentăm nouă pastă din Dental Tank, încă pe vremea războiului. Soldații înainte de a pleca la război spălau dinții cu pasta de dinți de totanc și mâncau tancurile câte cu tanchiști. Ultima inovație în domeniul de încălțăminte. Pantofii de țară s-au numiți caloși. Un confort relaxant la un preț accesibil, 10 lei bucată. Caloșii de țară, recomandăm și cumpărați.
Vină, babă, lângă mine și ai să vezi cât e de ghei. Și-o uită părigul. Ieși-i țapă. Baba.